Salutare la toată lumea, eu Stick și bine v-am găsit la un episod mult mai special. Vă întrebați voi de ce este special? Pentru că de data aceasta vă arăt cum să aveți propriul avion în Minecraft Vanilla 1.9. Nu aveți nevoie decât de un texture pack și de un cod. Codurile acestea și texture pack-ul le veți găsi la mine în descriere pe un link, dați click pe link, copy paste la cod, Copii paste la texture pack, îl puneți în texture pack acolo în Minecraft, în apă data și voilà, aveți avionul vostru propriu. Dar înainte de asta vreau să vă spun o mică poveste. După cum știți, data trecută am făcut noi un mod cu elicopterul. Ei bine, și modul acesta cu avionul e făcut de același tip. Și a venit la noi la video, la video trecut cu elicopterul, puteți să vă uitați. Și a lăsat un comentariu pozitiv în engleză. Și și-a făcut o părere foarte bună despre români. Îl susținem în continuare și de aceea vă rog să apăsați și la acest videoclip. Butonul de like ați ghicit, nu cerceți sau ceva. Doar ca să vadă el că noi îl apreciem și îi răsplătim munca cu ceva. Ok, el mi-a dat modul acesta să vi-l prezint. Și... Ca să spawnați un avion în Minecraft, foarte, foarte simplu, ok, iar zic foarte, foarte, vă trebuie un comand. block. Ca să faceți rost de, de un comand, block, tastați slash give în chat, around p, în Minecraft, două puncte, command, underline sau underscore block. Ați dat enter, v-a apărut un comand block în Minecraft. Nimic mai simplu de-atâta pe acest command block uh, o să aveți nevoie să băgați acel cod. Ca să băgați acel cod, îl copiați acolo cu copii și ca să-l puneți în această căsuță, dați control V în același timp. Control V. Nu vă trebuie să mai nu vă trebuie să mai activați cu redstone sau cu o manetă ceva. Apăsați pe acest buton și dați Always Active. Ok, dați Done. Și s-a spawnat uraganul sau mașinăria timpului. Vezi aici a apărut ceva așa ca o mașinărie timpului. Arată foarte bine, n-am ce zice, dacă aș face sau dacă aș vedea așa ceva în Minecraft, a zice că e probabil un zile Ca să distrugeți mașina, dați click dreapta pe semnul ăsta și ați distrus mașina. Acum, ok, toggle down Ca să fiți mai șmecheri și să vă spaunați avionul, vedeți, eu acolo am un avion. Îl vedeți? Nu o să vi-l arăt acum, păstrez surpriza. Ca să vă spawnați un avion, aveți nevoie de următoarele lucruri. Envil. Un Envil. Un Nether Star. Ați ghici cele mai scumpe lucruri din Minecraft. Vă ajută să craftați acest avion. Și un Eliptra. Adică aripile acelea, nu știu dacă sunt de dragon, de muscă, de dinozaur, sunt niște aripi pe care le găsiți în end după ce omoriți dragon. Ok, puneți Envilul jos, unde veți voi să spawnați avionul. De exemplu, i-aș vrea să spawnez aici. Puneți mv jos, vă urcați pe el, sau nu vă urcați, da, dacă vreți vă urcați, aruncați cu Q, Q și Q. Și, bau, voila, a apărut un avion în Minecraft. Are și elice, are de toate, arată super bine, nu mai trebuie să mai construiți voi uraganele astea de avionuri, de avioane, pardon, pardon, pardon. Uraganele aia de avioane, mare așa, făcut de blocuri. Aveți un avion super real, cu care puteți orna. Vedeți aici am, am încercat eu să ornez și arată destul de tare. Dacă îi vedea așa niște avioane multe, ar fi destul de sudă frumos. Și ca să intrați în el, fiți atenți la mine, apăsați F5 când sunteți așa și săriți și clic dreapta. Și ați urcat în avion. Ok, ca să-l porniți, vedeți că el are motorul pornit, dar o ia în față. El stins, o ia în față, fără alice. Vă uitați sus, în sus așa de tot. Ok, și avionul Incepe uh, începe să pornească, ok. Ok. Uitați așa în sus, văd că începe să pornească el, își ia vântul. Și acum, ca să-l controlați, 4, 5, 6 din slot. Ca să urcăm în sus, vom apăsa de 5 și vedem, urcăm în sus. Și ca să faceți dreapta, apăsați buto slotul 4. Acum, din nou 5 și uitați cum zburăm cu avionul frumos, elegant și cu stil. Peste măr și țări, puteți să zburați, să explorați lumea. Vedeți cum mi se randează, de deci ce nebunește. Merge prea repede avionul, hai să ne întoarcem. Alo, întoarce-te. Ok, hai să ne ridicăm și puțin în sus. Ridică, 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 ridică. Dreapta. Vedeți? Foarte mișto. Ia uitați cum fac cu avionul. Ia, ia, ia. Vedeți pe slot acolo. Uitați-vă jos. Uitați și alte avioane acolo. Și mergem în aeroport, mă. Ia uite. Ia uite cum colindăm cu avionul în aeroport. Deci e genial cine a făcut acest mod. Și arată destul de bine. Și ca să aterizați. Cred că nu știu să aterizez. Hai să luăm dreapta mult de volan. Dacă mă ciocnesc de pom, am belit-o. Ok, așa. Cred că așa se aterizează, nu? E, uita ce frumos aterizez. Zici că sunt o muscă, mă. Op! Op, și așa, am aterizat. Ca să-l porniți din nou, probabil că vrei să-l porniți, iar vă uitați așa în sus. Și pornește singur, automat. Ok, hai să mă dau jos din el. Vedeți că eram invizibil eu acolo în avion, adică, cred că stăteam pe ceva, pe ușa ceva. Ok, hai să mai ne urcăm o dată în el. Hai mă, urcă-te. F5 și... Hă, Ok, nu mai mă las să mai morc în el. Dar ați înțeles ideea, avionul este destul de elegant. Probabil că are și ceva buguri. Nu mă vreau să-l condamn pe el, dar l-a făcut destul de bun. Vreau să mai spawnez unul și să intru cu el într-un pom să vedem ce se întâmplă. Poate să distruge, poate nu. Ok, mai punem un evil. Eliptra. Așa, Eliptra. Și Netherstar. Netherstar. Vreau să intru cu avionul în pom acum. Pentru ultimul experiment. Aruncăm Așa și așa. Am spunat avionul. F5 și click dreapta. Trebuie să nimeriți. cred că pe partea dreaptă să urcă în avion. Ok, am urcat pe partea dreaptă. Și pornim. Hai mă. A, a făcut, a semnalizat. Și aici intrăm cu avionul, cu avionul în pom. Ne prăbușim, aterizare forțată, aterizare forțată, direct în pom. Dacă vă loviți cu avionul pom, probabil că veți muri. Și avionul, vedeți, elicia nu se mai învârte, dar trec în tot felul de blocuri și e destul de nașpa. Am stricat un avion excelent. Ok, cam atât și cu acest episod. Nu uitați ce v-am rugat la început. Eu am fost x dar și vă mai arăta foarte multe moduri în acestea, pentru că sunt destul de speciale. La revedere lume, baftă și pa!